coadă la Direcția de Taxe și Impozite a municipiului Târgu Jiu. Zeci de târgujeni au luat cu asalt încă de la primele ore ale dimineții casieriile pentru a-și plăti dările către stat. Oamenii s-au înarmat cu răbdare și în ciuda ploii au așteptat la coadă chiar și 10 de minute. Cei care își vor plăti taxele până pe 31 martie vor beneficia de o reducere de 10%. Oamenii au venit încă de dimineață la ghișeele administrațiilor fiscale ca să își plătească dările către stat. Veniți să plătesc taxa de impozit ca să-mi iau grija. Și fusei și la medicul de familie și zic că tot a fusei același drum. Trec să-mi iau și să plătesc și taxa. Este, a fost și, am venit și săptămâna trecută și a spus că de astăzi încep să plătească, să plătim. Vreau să-mi achit datoriile și să fiu liber tot anul. Da. Nu, pentru reducere, pentru așa obișnuiesc de fiecare an același lucru. Eu vin la început, mi-au o grijă și asta e tot. Așteptați de mult? La 9 și 10. Târgujienii au la dispoziție mai multe locații în care își pot plăti taxele. Am început încasarea impozitelor și taxelor pe anul 2021, încă de săptămâna trecută. Dar este adevărat, astăzi contribuabilii au venit într-un număr mai mare. Suntem pregătiți, după cum ați observat, cu toate ghișeele deschise, dar sper ca în zilele următoare oamenii să înțeleagă că avem încă 3 casierii deschise, pentru că am observat astăzi că un număr mare de contribuabili nu știu că avem casierii deschise în toate zonele orașului, adică în Ceame, în Abatul și la primăria municipiului Târgu Jiu. Cei care își plătesc taxele până pe 31 martie beneficiază de o reducere de 10%.